Salutare, prieteni, bine v-am regăsit pe canalul Ciolex la un nou vlog. Eu sunt Cioac Alex și astăzi filmez cu noua mea cameră GoPro Hero 9 Black, pe care am reușit în cele din urmă să o achiziționez și sunt foarte bucuros, pentru că o să vă dau calitate acum, pe filmări mă refer. Sunt în mașină, în BMW-ul E46, care tot mă întrebați foarte mulți în comentarii și la ultimele mele videoclipuri postate cu ea dacă am rezolvat problema cu fumul. Vreau să vă spun că încă n-am rezolvat problema cu fumul, dar ieri ce mă uitam pe YouTube la un băiat care are o dubă și călătorește și la rece a început să aibă probleme, aceleași probleme ca și mine, și acolo am văzut că a fost să schimbe injectoarele. Aceleași simptome le am și eu. Deci ar cam fi cazul să trec la un tester, să pun testerul pe injectoare. Mai mi-a scris cineva în comentarii și îi mulțumesc. Deci rămâne să pun testerul pe injectoare. Cred că luna aceasta sau luna viitoare, nu știu sigur, să văd, pentru că mai am treabă cu mașina. Sunt foarte, foarte ocupat, dar o să merg să pun testerul strict pe injectoare, eventual și pe pompă dacă o să-i dea, dar cu siguranță sunt injectoarele din câte am văzut la acel YouTuber. Are aceleași probleme ca și mine. Fum la rece, a spus, de când s-a răcit cu vremea rece, dă un fum albastru, spre alb, așa, ba alb, ba albastru, mașina. Și când mergi cu ea un kilometru, deci depinde. Cu cât mergi cu mașina, fumul începe și dispare. Sau mai exact, când s-a încălzit, nu mai scoate gram de fum, ca și la mine. Și am văzut că și-a schimbat toate patru injectoarele. Așa că cam asta e mașina care vă tot prezentam eu. Și v-am mai spus în unele episoade de ale mele că am băgat ceva bani în mașină de când o am și nici nu vreau să o dau, pentru că este modelul NFL, nou facelift, deci nu prea se merită să o dau. Și cam asta este, măi băieți, o să merg să pun testerul și eventual dacă îmi dă ceva valori care nu sunt bune la injectoare, n-am decât să le trimit la recondiționat, pentru că așa voi ieși eu mult mai ieftin, da? Și tocmai ieri mă uitam și la niște injectoare noi cât ar costa și am văzut foarte, foarte, foarte mult au crescut prețurile la piese în ultimele luni. Cred că cam din decembrie, așa. Deci foarte, foarte scumpe. Și mă uitam la niște injectoare, aproape 11 milioane un injector pentru BMW 46 320 de 136 de cai, cum este al meu. La cel de 150 nu știu, pentru că nu m-am uitat. Aici mai este un E46, este facelift, că l-am văzut acolo la sprânceană. Și am văzut că îl conducea o tipă. Da, măi băieți, și 10 milioane, 11 milioane bucata la injector nu prea îmi convine, pentru că este foarte scump. Dar până la urmă, dacă se vor recondiționa ale mele, le recondiționez. Dacă nu se vor mai recondiționa sau vor fi foarte costisitoare așa, n-am decât să cumpăr injectoare noi. Asta este. O să dau 4.000 de lei pe 4 injectoare. Și plus că va trebui să-l schimb și pe cel cu fir. Să vedem dacă se schimbă ceva. Cred că acela cu fir o să fie cumpărat luna aceasta primul. O să văd, nu știu. Hai să fac acest video ca să vă informez. O să urmeze car vloguri. O să vă mai fac clipuri. O să vă prezint și camera, să o vedeți și voi cam cum arată. Mi-a venit acum 3 zile. Dăduse în comandă de ea la Revelion și n-am mai putut să mai... Băiatul care mi-a trimis-o n-a mai prins curierul în expediție, pentru că știți și voi, concedii și
toate cele de sărbători, cam așa este. Ce să vă mai zic? V-am arătat mașina, cam așa arată, și prin spate ușile. Na, este un pic mizerie înăuntru, pentru că vedeți și voi ce vreme este. Ploioasă și na. Mie îmi place foarte mult mașina. Să vă prezint și consumul, pentru că foarte mult o să spuneți că consumul este cam mare. Cam ăsta este consumul la un E46 320 diesel, 136 de cai, 5 litri pe 100 de kilometri, aproape 6 litri. Eu zic că este parfum. Și mașina încă nu merge în parametri optimie, deci consumul acesta l-am cu mașina care nu mi funcționează motorul în parametri optim, dar o să o rezolv. Mă tot uit pe telefon pentru că sunt conectat la GoPro și de aceea. Măi băieți, cam acesta a fost videoul de astăzi. Sper eu să fie și ceva destul de fain și o să vă mai fac niște car vloguri și niște prezentări cu mașina, pentru că am aici, mi-am luat și un headstrap, cred că am pronunțat bine, de se pune pe cap, da, și o să facem car vloguri. O să vă fac și o prezentare la mașină. O să merg undeva să vă fac o prezentare la mașină și inclusiv să vedeți de la cum pornește până la cum se manifestă în mers. Dar zic că injectoarele este problema, pentru că am schimbat foarte multe intercooler, debimetru. Deci am schimbat intercooler, debimetru de aer, am verificat răcitor de gaze, am crezut că e spart. Ce am mai schimbat? Am schimbat multe, păi nici eu nu mai știu. Am schimbat eghereul, care era varză, înfundat. Ce mai mi-a rămas? Am turbina recondiționată pe el. Am dat și pe aia vreo 2000 de lei, parcă, nu mai știu, acum un an cred. Mi s-a rupt taxul. Și, na, vedem. Mai mi-a rămas injectoarele, după cum v-am spus, și cred că astea sunt problema. Și galeria de admisie, dar nu prea cred eu că ar fi galeria de admisie. Pentru că, na, eu zic că e ceva pe injecție, la injectoare, nu știu, acum vedem. Hai mă băieți, că am pus și camera un pic pe cap, să facem un mic car vlog așa. Să dăm un pic clima mai tare. Am zis să vă arăt așa și cum merge mașina. Cam așa se prezintă BMW-ul E46, băieți. Din 99, merge impecabil. Trebuie să mă duc să-i fac servodirecția, pentru că servodirecția asta, să-i fac direcția, pardon. Pentru că am schimbat bieleții, am schimbat pivot dreapta, dacă mai țin bine minte. Și la cine am dus-o, i-am spus să-mi fac și direcția și nu mai mi-a făcut-o. Am schimbat pe spate tot kitul pentru frânare. Pentru că eu când am luat mașina a fost oala goală, deci era practic goală oala aceea. Și am dat atunci undeva la 1700-1800 de lei, nu mai știu sigur, și când să iau mașina, direcția nu era făcută și frâna de mână nu mai mergea să o las jos. Și mecanicul ăla deja se enervase. Doamne ajută. Suntem undeva prin Mioveni pe aici. Este sensul de la intrare în Mioveni. Imediat în dreapta acolo este urcarea spre uzina Dacia, grup Renault sau grup Renault, cum mai zic unii. Da, mai băieți, mașina
Are un consum de 5,7 litri la 100 de kilometri, cum v-am zis. Mașina merge impecabil, decât că injectoarele cred că ar cam fi problema. Nu am niciunde să-i dau și nici nu vreau să mă risc. Nu uitați să vă abonați și voi la canalul ăsta, pentru că vor urma clipuri foarte, foarte faine. O să facem clipuri foarte mișto, mai ales cu camera asta nouă. Deci volanul stă foarte puțin în, spre stânga, dar o să merg și cu direcția. Am pe mașină absolut toate condițiile. Mașina este, repet, din 99, varianta 136 de cai. Nu știu câți, nu știu exact câți newtonmetri are, dar are undeva la 136 de cai. Varianta NFL, non facelift. Și v-am spus, am schimbat foarte multe pe mașina asta. De la telescoape, deci tot ce ține de parte mecanică și parte motorizare. M-am băgat foarte mulți bani. Avem un pic de coad aici, pentru că a ieșit și uzina. Cei care sunteți din Pitești, Mioveni, județul Argeș, știți despre ce e vorba. Și când iese uzina, cam ce mă salută băieții. Când iese uzina, cam aglomerat. Foarte aglomerat. Mă bag și pe aici pentru că eu o să merg mai lejer. Foarte, foarte ploioasă. După cum vedeți cerul, cred că o să se vadă pe GoPro, pe cameră, pe filmare. Pare a fi zis că mai stă să ningă. Oricum am văzut că la munte în spate, în spate se văd munții. Și când am venit ieri, că am avut un drum spre Mioveni, se vedea sus zăpadă. În spate este fix Transfăgărășanu. Sau bine, Făgărașul, cum cred că e tot una, nu prea știu așa bine, dar din câte știu Făgărașul e acolo, adică Transfăgărășanu, că de-aia zice așa. Dacă greșesc, mă corectați. Apropo, cei care urmăriți acest car vlog, cum vreți voi să-i spuneți, nu uitați să-mi lăsați și mie în rubrica de comentarii calitatea videoclipului, să zic așa. Băieții din față cu motorul merg mai încet, că vă dați seama, vremea asta acum cu ploaia cam nasoală. Dar din câte văd eu, nu au, cred că nu are oglinzi retrovizorii pe motor. Am văzut că se uită în spate așa, gen, știți?
Aici e un peco de ăsta nou făcut. Stai acolo. Ați văzut? Se uita iar în spate. Trebuie să aibă foarte mare grijă că... E bine că s-a asigură mereu. S-a mai ieftinit motorina, că era 9 lei, era baiu. Bine, pentru mine și așa nu m-a afectat treaba asta cu motorina, cu scumpire. Dar totuși, de la 6 lei cât era înainte, să o faci 9 lei, aproape 10 lei. Hai de capul meu. Măi băieți, dacă strângem și câteva like-uri, nu știu, dacă o să vă placă, o să facem și o prezentare la mașină. O să merg undeva să vă prezint așa în întregime mașina, și de afară, și prin interior, și la motor. Cu trasul și cu fum o să o rezolv eu cât de curând, pentru că 100 la 1000 sunt injectoarele. Și na, merg pe 32 de grade, 3 linii, la climă, cu toate activate, și jos, și în față, și sus, să-mi bage căldură. Și vă spun că bagă mașina asta o căldură. Deci, de asta vă și spuneam, e o mașină din 99, dar... mie unul îmi place foarte mult. Am dotările care îmi trebuie. Am climă, am îmi bagă cald, îmi bagă rece când trebuie. Iarna căldură, vara rece. Am oglinzi electrice încălzite. Am tempomat la pedala de accelerație. Am senzor de ploaie. Am oglindă heliomată. Se dă așa în sus și în jos de aici. Cei care aveți 46 știți, când vine unul cu farurile puternice în spate sau pe autostradă, o dați în jos și se închide, nu mai vedeți farurile la aia să vă ia ochii. Ce mai am? Nu știu. Am dotările care îmi trebuie, n-am nevoie de nu știu ce mașină 2020. Copiii vin de la școală. Repet, mașina merge cu fumul ăsta, cred că de 3 ani, după cum v-am mai spus. Iar în ultimul an s-a cam agravat un pic problema asta cu fumul. Mamă, ce-a luat ăsta gaura aia. Adică s-a agravat în ce sens? Eu dacă merg acum treapta 5-a, mă duc în 90 sau 100 la oră, de exemplu, și îi dau a patra, o treaptă inferioară, mi se plafonează și îmi dă fum în spate. Îmi dă un fum albastru, așa, uneori negru. Și de asta și zic că am văzut la băiatul ăla pe YouTube aceleași simptome și a fost injectoarele și a schimbat injectoarele. Azi, după ce a schimbat injectoarele, zici că e o mașină nouă. La mers, la tot, absolut tot ce... Tot ce ține de comportamentul mașinii. Deci s-a schimbat absolut cu totul. S-a cam înserat. E o vreme destul de nașpa ploaia asta. Poate o să facem un car vlog să vă prezint și cele două trasee. Deci cele două trasee pentru cei care sunteți din Pitești, Mioveni, zonele astea din județul Argeș, și dați permisul de conducere la Pitești. Poate o să vă fac două trasee să le vedeți și voi. Sunt două trasee de fapt pe care vă poate băga polițistul la școala auto.
Dar asta într-un alt car vlog. Schimbăm și noi banda, pentru că am ajuns la Pitești. Suntem aici aproape de Vivo Mall. Deci este o vizibilitate foarte, foarte scăzută acum. Vă recomand să mergeți foarte, foarte atenți. Și apropo, mai am să vă fac un clip foarte special la cei care aveți BMW 46 sau chiar și alte modele. Am avut o problemă cu mașina care părea destul de gravă, și anume nu mai mergeau ștergătoarele, nu mai mergeau luminile pe afară, nu mai mergeau geamurile pe față să mi se lase în jos, nu mai mergea MP3-ul, îmi scria disabled. Clima mergea. Deci MP3, geamuri, ștergătoare și martorii prin bord, nu mai mergea absolut deloc. Nimic nu mai mergea. Și o să vă fac un clip special și de la ce a fost. Haideți să vedem aici cum ne băgăm. Bă, da, dacă nu te-ai băgat și tu în mine, în pana mea cu Audi al tău, proști naibii. Șofer de Audi. Deci intră după banda aia, se bagă în banda mea și după aia se trezește că se duce colo în stânga. Spre Mioveni. Dar nu vă țineți deloc benzile, mă. După zice că l-ai luat tu târâș. Dacă eu ies în banda 2, că banda 2 îmi permite să ies, mă duc în cea de lângă, în cea din dreapta mă duceam doar dacă vroiam eu să mă duc acolo. Atât timp cât îmi venea ăla cu tirul, el trebuie să iasă pe lângă bordură. Hai, mă, te faci verde, gata. Eu ce smart. Periculoasă mașină. Da, mai băieți, mă apropii și eu de casă și cam ăsta a fost car vlog-ul. Nu uitați să-mi spuneți părerea voastră cum filmează camera și dacă v-a plăcut acest video și mai doriți. Și o să ne revedem în celelalte clipuri, o să vă mai fac niște clipuri. O să vă mai fac niște clipuri. După cum v-am spus, o să vă mai fac o dată prezentare la mașină. Problema care am avut-o, cea cu ștergătoarele, cu oglinzile, cu, nu cu oglinzile, cu geamurile și cu MP3-ul. Așa, și cu luminile. Și posibil să dăm, să vă arăt și cele două trasee de la Pitești. Și după o să vedem. Dacă mai aveți alte idei de car vloguri, să zic așa, sau alte idei de filmare, să-mi spuneți. Eu am fost Ciolec și până data viitoare, toate cele bune. V-am salutat.